Pandurii vor juca și din sezonul următor tot la Severin, pe terenul unde doar Rapid a reușit să câștige în 2011. Lucrările de pe municipalul din Târgu Jiu nu se vor încheia până la începerea campionatului următor și Pandurii vor fi nevoiți să dispute primele două etape la Severin. Primele estimări se pare că va fi puțin mai greu, depinde și de timp, dar s-ar părea că va fi destul de greu să jucăm chiar din prima etapă. Dar cert este că vom revine la Târgu Jiu după maxim două etape, dacă se vor mai juca la Severin. Grigoraș ar fi vrut să joace din prima etapă la Târgu Jiu, însă lucrările de modernizare nu se vor termina până pe data de 23 iulie, când începe noul sezon. Ne-am fi dorit de la început, este cert. Ne-am fi dorit de la început, dar nici nu putem risca să intrăm prematur și să stricăm de la început ceea ce s-a reușit într-un final atât de greu. Și s-a început atât de târziu. Liga profesionistă de fotbal a programat startul ediției de campionat 2011-2012 pe data de 23 iulie. Pandurii ar urma să dispute două meciuri din tur la Severin, revenirea gorjenilor pe propria arenă urmând să aibă loc în a doua jumătate a lunii august, atunci când se vor disputa etapele a 5-a și a 6-a.